Dorința expansiunii Imperiului Roman, jignirile aduse prestigiului în urma confruntărilor din perioada împăratului Domitian cu Decebal, încheiate în favoarea dacilor, vistieria Romei secătuită, dar mai ales bogățiile existente și cunoscute de pe teritoriul Daciei, au constituit principalele cauze care au determinat desfășurarea celor două războaie daco-romane din anii 101-102 și apoi 105-106. Columna lui Traian a fost ridicată urmarea victoriei împăratului Traian. Înălțimea totală a columnei fără statui este de 40 de metri. Baza columnei, fusul și capitelul au împreună 30 de metri. Banda sculptată prezintă o lungime de 200 de metri. Relieful este sculptat pe 404 dale din marmură, făcând parte din structura columnei, unde sunt reprezentate 124 episoade relative la războaiele împotriva dacilor și are mai mult de 2500 de personaje. Pe columnă, împăratul Traian apare de 59 de ori. Către final, apar scenele cu cei învinși, în care Sarmisegetuza este cucerită, iar apărătorii ei se sinucid sau părăsesc cetatea. Scenele privind grupurile de daci care se supun romanilor sunt edificatoare. Importantă este și scena în care romanii descoperă comorile regelui Decebal, iar figura lui Decebal pe columnă apare de 6 ori. Columna este un monument istoric, dar și o operă de artă, fiind un izvor de inspirație pentru artiști și etnografi, pentru reconstituirea portretelor, vesmintelor și armelor. Totodată, importanța topografică și arhitecturală a zonelor și fortificațiilor. Ridicată la 12 mai 113, este singurul monument care s-a mai păstrat din forul lui Traian, fiind cea mai mare sculptură în relief din toată antichitatea. Reliefurile columnei sunt un adevărat imn închinat bravurii armatei romane, dar în același timp, imaginele sunt străbătute de un incontestabil respect față de dacii învinși într-o luptă inegală. Demnitatea figurilor lui Decebal și ale căpetenilor dace, rezistența îndârjită pe care majoritatea dacilor o opun romanilor, sunt mărturia unui respect și a unui umanism care înnobilează creația artiștilor. Pe scena columnei, Decebal, aflat în simetrie cu împăratul Traian, pe o stâncă mai ridicată, impune o atitudine demnă, calmă, fără niciun gest de umilire, rămânând în poziția verticală, marcând cererea de pace cu gest discret.